Cred că sunt două chestii. Două chestii foarte importante pe care putem să le facem ca să construim mai multă încredere între noi în ecosistem. Una este să ne creștem toleranța la eșec. Noi, scuze, dar e foarte adevărat treaba asta. Dacă vezi un verișor de-al tău s-a apucat, a făcut o covrigărie, a eșuat, n-ai încredere în el când vrea să o înceapă pe a doua sau când vrea să înceapă altceva. Tocmai că ar trebui să ai mai multă încredere în el pentru că a eșuat. Și știe cum e să ieșuiezi și știe, sperăm că știe, dar în general când ieșuiezi, ieșuiezi din anumite motive. Știi din, mo din ce motive ieșuiezi, ești conștient de ele și acum ai o șansă mai mare să fii de succes. Dar noi practic odată ce a eșuat o persoană, punem ștampila eșuat. Gata. Nu mai investim aici. A dat un fel complet. Și dacă ne uităm uh, în state unde na, nivelul de încredere este la cote alarmante chiar, Acolo, cu cât ai ieșuat mai mult, cu atât îți crește șansa mai mult să, să primești o investiție, cum îi spune. Fail upwards, da? Fail Tot, fast. Fail fast, fail upwards. Tot eșuezi, eșuezi, eșuezi. Uh, dar înveți, ei se bazează pe ia uite câte eșecuri a, a avut, a învățat din toate astea. E clar, hai să-i mai dăm o șansă, hai să-i mai dăm o șansă. Cred că partea asta de dat șanse și de eșec, da, este unul dintre elemente. Um, al doilea se leagă un pic mai mult de, să zic, abordarea noastră unii cu alții. Pentru că avem, din nou, avem tendința să venim cu în câștig, încrederea. N-am încredere în tine, o câștigi. Și după aia am încredere în tine toată viața. Dar nu, a, nu e un, un model foarte sănătos pentru noi, ca oameni dintre noi, pentru că pornim de la premisa că toată lumea vrea să-mi facă rău, ceea ce chiar nu e cazul, uh, dar nu e bine nici pentru zona de business, pentru că ca să câștigi acea încredere, ai ieșuat odată, gata, ai pierdut-o de tot încrederea respectivă. Și e mai periculos pentru că odată ce ți-a câștigat cineva încrederea și are încrederea ta și doi ani mai târziu eșuează, tu încă o să ai încredere în persoana aia, deși ai eșuat sau poate chiar și-a schimbat complet obiectivele și acum vrea să uh, facă ceva rău, vrea să te fure, vrea să... Dar tu ai încredere în continuare pentru că ți-a câștigat tu acum nu știu cât timp. Nu așa funcționează. Uh, dacă vrem cu adevărat să construim ceva trainic, dacă vrem doar să ne vânăm unii pe alții, da, sigur, continuăm așa.